Salutare! Ne aflăm în această frumoasă localitate Costești, unde am ajuns grație Fondului ONU pentru Populație și a Centrului Tânărului Jurnalist din Moldova, care au organizat împreună un training la tema Sănătate reproductivă și HIV-SIDA. Haideți să vedem ce au realizat. Ne aflăm la Costești la un training în domeniul HIV-SIDA și sănătatea reproductivă organizat pentru tinerii jurnaliști. Avem 20 de persoane care sunt venite din mai multe raioane ale Republicii Moldova. Fondul ONU pentru Populație, în mandatul său de bază, are anume promovarea unui mod sănătos de viață pentru tineri și în felul acesta ne-am gândit să instruim tinerii jurnaliști și să-i vedem ca și platforme de a promova aceste mesaje în continuare pentru semenii lor în localități. Participanții la seminar au discutat și au aflat lucruri noi despre sănătatea reproductivă și HIV-SIDA. Deși este un subiect des abordat, întotdeauna poți afla ceva nou despre această problemă. În cadrul primei sesiuni a fost un dialog, deci a fost o serie de recomandări și sugestii pentru ei și apoi am avut posibilitatea unui dialog direct cu o persoană HIV-pozitivă și cred că a fost o experiență foarte reușită pentru ei, pentru că în momentul în care mâine o să încerce să scrie istorii ale persoanelor HIV-pozitive, vor avea această prima experiență și vor ști mai bine ce fel de întrebări trebuie să adreseze, cum ar putea să discute cu o persoană HIV-pozitivă și respectiv cred că am reușit cu ei să trecem și unele bariere de comunicare cu persoana HIV-pozitivă. Maturi, ca să vezi, fii sunt maturi. Prin asta vrei să te afirmi. Cum tu arăți că ești matur? Păi, asta învățăm noi și toți. Prin cunoștință să arăți că ești matur. Dar nu prin faptul că folosești droguri, fumează să faci sex cu mai mulți pateni. La training am discutat problemele legate de sănătatea reproducerii, inclusiv și infecția cu HIV-SIDA. Am abordat și problemele infecțiilor cu transmitere sexuală, inclusiv infecția HIV-SIDA, luând în considerație faptul că numărul persoanelor a crescut în ultimii ani foarte mult și de ce e o importanță foarte mare o au jurnaliștii în înălțarea responsabilității față de comportamentul sexual. Adică să învețe tinerii să se protejeze și sper eu că vor contribui la micșorarea numărului de infecții cu transmitere sexuală în Republica Moldova. Tinerii au dat dovadă de cunoștințe profunde la subiect. Ei au discutat deschis despre familie, relații sexuale, SIDA, fidelitate, contracepție și multe alte probleme care de obicei sunt evitate. De fapt, genericul trainingului este sănătate reproductivă și HIV-SIDA, unde au învățat lucruri foarte utile și foarte constructive, zic eu, pentru ei. Deci au învățat să reflecte obiectiv și corect un astfel de material în mass media, ceea ce este foarte important și deseori sănătatea reproductivă și HIV-SIDA, de fapt, este un subiect tabu pentru tineri. Scopul nostru a fost ca tinerii jurnaliști să învețe, să reflecte obiectiv și corect, important, corect, un material la acest subiect, ca după care să meargă în localitățile lor și ulterior să răspândească această informație, ceea ce au auzit ei, seminilor lor. Respectiv, au ocazia și posibilitatea să învețe cum să-și creeze un blog personal, ca după care să posteze articolul deja care l-au scris și care a fost rectificat și analizat de către specialiștii vizați și foarte versați în domeniu și, cum am zis, să fie postat pe acest blog creat în aceeași zi de ei. Blogerul Tudor Darie le-a explicat tinerilor ce este un blog și i-a ajutat să-și creeze propria pagină de blog. Am fost invitat să moderez un atelier în care să învăț tinerii participanți cum să-și creeze un blog personal, cum să-l administreze, să-l promoveze, să-l actualizeze,
astfel încât să-și poată expune mai ușor punctul de vedere și în același timp, ca prin intermediul acestui blog, să putem stimula dezvoltarea libertății de exprimare în Republica Moldova. Blogul este o agendă personală a fiecăruia dintre noi, doar că este o agendă publică. Atunci când notez anumite gânduri, aceste gânduri pot fi citite de orice persoană care are acces la internet. Avantajul unui blog este că acele informații care sunt păsate pe blog sunt mesaje care sunt mult mai apropiate de fiecare persoană în parte, dacă doriți. Pentru că atunci când eu, spre exemplu, public un articol pe blogul meu personal, toți prietenii, colegii, persoanele care mă cunosc vor percepe această informație cu mai multă încredere decât dacă ar citi același text, să admitem, pe un site de știri. Ducem înregistrarea blogului până la tine, da? Oameni buni, felicitări, Sergiu are blog. Sergiu Vatamaniu.press.com. Fiecare poate intra, că este o adresă de la palatelă. Asta este blogul Sergiu. Vedem că e ceva standard de bază. Noi, în schimb, putem să schimbăm anumite opțiuni ca blogul nostru să arate așa cum ne dorim noi. Participanții au ascultat cu atenție, apoi au încercat să-și facă un blog personal, unde să-și placeze gândurile și articolele. Eu să postez fișiere video, imagini, cu mine chiar la CSN, ca să vadă toți, adică ceea ce am făcut aici, activitatea, ceea ce am învățat aici. Cred că mai mult despre articole, să mai bine zis, ar fi articolele și lucrările mele ca jurnalist. Un tânăr activ trebuie întotdeauna să fie în căutare de ceva nou, de ceva interesant, de prieteni noi, de orice. Și desigur că orice training, orice activitate te lasă cu gura căscată și mai vrei. Este un training în care tu ca tânăr, mai ales un tânăr jurnalist, deci te perfecționezi, devii mult mai sigur pe tine, ești învățat să-ți expui gândul liber și obiectiv în același timp. Și scopul primordial al acestui training a fost ideea de a promova un mod sănătos de viață, mai ales prin internet, adică prin a face blogging. E o modalitate mai eficientă, din simplu motiv că tinerii utilizează internetul mult mai des decât orice altă sursă. Am învățat, pe lângă faptul că am blogul meu personal, am învățat niște lucruri utile. Îi învăț și pe ceilalți cum să facă un blog, iar asta îmi oferă o mare satisfacție. Mi-am făcut cunoscut blogul, am cunoscut mulți prieteni cu care cu siguranță voi colabora pe viitor. A fost o experiență destul de importantă pentru mine și chiar pentru viitorul meu. Mi-am schimbat viziunea totală asupra lucrurilor, asupra oamenilor care sunt HIV pozitivi și am învățat foarte multe lucruri importante. Chiar și am făcut un interviu cu o persoană HIV pozitivă și impresiile de la acest interviu au fost excepționale. Mi-am făcut mulți prieteni, am învățat cum să-mi creez un blog și toate sentimentele sunt super. Sperăm că acești tineri vor combina cu succes cunoștințele despre sănătate reproductivă și HIV-SIDA cu profesia de jurnalist și cu tehnologiile informaționale, pentru a contribui la prevenirea răspândirii virusului HIV și la promovarea unui mod sănătos de viață. Să le urăm succes!